Așa cum am promis, al treilea video de astăzi a revenit în forță. Apăsați like, dacă nu, o să plâng. Hai să vedem. Așa că după cum vedeți, avem 22.033 de trofee. Exact ca data trecută, ca episodul de la ora 2 și vreau să avem și niște explicații. Da, într-adevăr, v-am zis, eu nu știu momentan să joc atât de bine cu Byron, pentru că de-abia ieri l-am luat. Și a scris cineva chestia asta și apreciez foarte mult și vă mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care mi le-ați dat. Apreciez fiecare comentariu constructiv pe care mi-l lăsați și fiecare sfat, astfel încât ca eu să pot să joc mult mai bine. Pe lângă asta, da, Byron este foarte bun și la solo dacă știi să-l joci. Eu momentan încă nu știu să-l joc atât de bine și tocmai de-aia mă încurc și mor. Ca orice om care de-abia învață să meargă, să mănânce, să vorbească și așa mai departe. Și ca toată lumea care de-abia ia un brawler și începe să învețe să joace cu el. Și da, într-adevăr, el e mai bun la 3v3 din punctul meu de vedere. Ok, hai să vedem și noi. O să joc în continuare cu Byron. Pentru că oricum vreau să-l duc și pe el la rank 20. Și e mic, da, și în felul ăsta o să reușesc să pușez 23.000 de trofei. Bă, dar mie nu vine să cred. Doamne, de ce îmi fac și cruce? Păi frate, cum ajung eu la 23.000 de trofei? Păi imediat fac 30.000, mai durează un an de zile până fac eu 30.000, că o să fie din ce în ce mai greu. Dar totuși, wow, înțelegeți? E wow. Mort? Mort. Bun. Mamă, ce nu-mi place mie la Byron este că, bă, are viața atât de puțină. Hai, am zis să trag acolo, poate. Poate reușesc. Ok. Oh, ce mi-a dat aici, nebun la cap. Mai suntem 3, hai că e bine. Hai tata, haide tata, hai că putem, mai suntem 3, locul 2 dacă reușesc să iau. Mamă, vine să strănut, mamă ce enervant e. Sănătate și virtute, cine te prinde să te... N-ați auzit nimic? Era o vorbă. Să te sărute, băi, la ce prostii vă gândiți. Ok, hai să vedem și noi cum ne descurcăm. De ce tragi, mă, în mine, mă? Mort, ăla-i, ăla-i, ăla-i. Ce frumos! Ce frumos! Bă, dar stai, bă! Bă, eu joc cu Bell, Doamne iartă-mi viața și zilele mele, eu am crezut că joc cu Byron! Doamne, cât de bătută! Cum, frate, să se întâmple chestia? Doamne, eu nici măcar nu m-am uitat cu ce brawler joc. Seamănă Bell cu Byron și de asta am avut impresia. Eu nu m-am uitat, doamne! Doamne, cât de bătut în cap să fiu! Doamne! 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 Uite, măcar am luat locul 1. Vai de capul meu, doamne, să joc cu Bell în loc de Byron, bă! Băi, fraților! Doamne, iată, uite că pot să-i dau upgrade. Aleluia! Doamne, și eu care credeam că joc cu Byron, frate, cât de prontos! Vai, de ce îmi vine să leșin, frate? Cum, bă? Uite că măcar facem și un concurs, Bell vs. Byron. Practic, dacă vă uitați atent, vedeți că, din punctul meu de vedere, nu. Din punctul meu de vedere, băi, Bell, îl cam face pe Byron, adică, totuși. Nu prea are șanse. Oh! Oh, și cozonac! Ah, stai că mă ia, stai că mă ia! Mort? Bine? Mamă, nu te cred că l-am luat! Nu mă duc, nu mă duc, pentru că mă cam ia după aia și mi-o cam de caput, ok? Bă, dar să joc cu Bell, băi, frate!
Dar măcar, uite, măcar, chiar am vrut să fac un episod de genul acesta, Bell versus Byron, pentru că în felul ăsta vedem și cum mă descurc eu, de exemplu. Asta ar fi doar din punctul meu de vedere. Bineînțeles, poate altcineva se descurcă mult mai bine cu Byron, dar eu, de exemplu, momentan încă mă joc mai bine cu Bell, pentru, da, tocmai de-aia am luat și locul 1. Bine, am avut și noroc, bineînțeles. Pentru că știu să joc mult mai bine cu Bell. Iar Byron, v-am zis, este o mică diferență, este un delay. În momentul în care apeși hit și dai hit, este un mic delay acolo. Și cred că îl știți și voi, cu siguranță știți. Scrieți voi în comentarii dacă este delay-ul ăsta doar la mine sau e și la voi, pentru că pentru mine, da, într-adevăr, chiar e un delay. Și... mort. Bun. Băi, dă-i, 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 dă-i. Dă-i, frate. Dă-te, bă, de aici. Aleluia. A, îs mort. Ce să mai dau la pe mamă? Mi-a dat-o locul 2, vedeți? Deci asta ar fi o diferență foarte mare. Delay-ul, în primul rând, la hit. Hit-ul în sine, că dă mult mai mare damage. O să dau încă o dată play. Ar fi viața. Am văzut că Bell are undeva la 3600, în schimb Byron are 3200. Scrieți-vă în comentarii ce brawler preferați. Bell sau Byron? Eu sincer îl prefer pe Byron, pe Bell, pardon. O prefer pe Bell. Stai mă că Bell e fată. Nu? Sau zic prostii? Cred că zic prostii, da. Aaa, de capul meu, unde m-am băgat? Mam, de aici vine nebunie. A, stai că sare pe mine după aia. Nu vreau, stai acolo. Bă, da, pleacă, bă. Da, da. Moare și el. Dă-i, bă, drumul de aici, dă. Edgar, mamă, deci vedeți. Bă, ce diferență, bă, frate, între Bell și Byron. Stați așa să mă uit puțin. Dar măcar am ieșit pe profit, avem 29.049. Pușăm, e bine. Deci, ai, are viață. Nu te cred, 3000 are viața. În halul ăsta de puțin. Bine, în momentul în care o să-i dau upgrade, bine că i-am dat și upgrade și crește viața. Dar la momentul actual, să zic că are 3000, ok. Iar Bell are viață 3380. Bine, asta dacă o să-i dau în continuare upgrade, categoric o să fie mai ok. Dar, oricum. Bă, hai să dăm la un 3v3. Ia să vedem dacă avem ceva quest. N-avem, ok. N-avem. Hai să dăm un 3v3. Uite la Bounty. Îmi doream să apară Bounty. Bine, era Bounty, dar uite, îmi doream să joc cu Bell, cu Byron. Mamă, deci e tot în cur. Cu Byron la Bounty. Ok. Nu, dar nu pot să mă duc pe mijloc. Mamă, ce frumos. A, practic aici trebuie doar să le dăm damage, ok. Bă, dar nu merge să dea, dai hit-ul. What? Mamă, du-te bă de aici, mă ia pe mine. Bun. Băi, frate, deci nu merge să dai hit-ul acolo, ce mapă. Vedeți? Încă joc destul de prost cu Byron. Mamă, ce mi-o dă, frate. Bă, dar ce hartă, mâncați așa. Bun. Aaa, de ce am aruncat ăla? Suntem la 22. Hai să nu... Da, e foarte bun. Deci la 3v3 mie chiar îmi place. Bă, dar nu trece hit-ul prin brawler? Prin coechipier? Pe bune? N-am mai văzut chestia asta până acum. Să nu treacă. Mamă, dar ne-o cam dau băieții. Ne-o cam dau băieții.
Ok. Hai bă, stai aici, stai bă aici, bă, 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 băiatule, stai mă aici, mă, mâncați-aș gura ta. Nu, bun, bun, suntem bun. Bine, mă! Mamă, ce la limită am reușit să câștigăm meciul ăsta, dar vedeți că momentan încă nu mă pricep atât de bine să joc la 3v3. Dar, sau chiar și la solo cu Byron, pentru că mai am nevoie de timp, v-am zis, fiecare învață, astfel încât să fie din ce în ce mai bun pe un brawler. Și exact asta este și la mine. Bă, la 3v3 merge foarte bine Byron, dar și Bell la fel merge foarte bine, dar din punctul meu de vedere, momentan încă Bell îl cam bate pe Byron, dar oricum scrieți voi în comentarii ce părere aveți de chestia asta. Așa că vă mulțumesc tare mult și ne vedem mâine cu noi episoade de gaming, forță rău de tot, cu cei mai tari legendari. Salutare!